Salut, bine ați venit! Astăzi să facem o chitară electrică din elastice în amintirea victimelor din Clubul Colectiv din București. Este ușor de făcut și o puteți agăța la chei sau o puneți în piept ca să arătați că vă pasă. Să o facem, o să avem nevoie de negru, alb și roșu sau culoarea care vreți și o igliță. Să începem! O să luăm o gumiță roșie. Și o să o învârtim de 3 ori. Și o să luăm două gumițe și o să trecem. Mai iau încă două gumițe și o să trecem. Acum o să iau două albe și trecem. Și încă două albe. Și în total avem două găuri roșii și două albe. Acum o să băgăm igliță în prima gumiță, aia învârtită de 3 ori. Și o să iau două gumițe roșii și o să facem 3 găuri. Doar trecem gumița învârtită de 3 ori. Încă două. Și ultimele două. Și acum două gumițe albe. Așa. Și acum trebuie să băgăm iglița în partea asta de aici, în prima gaură, chiar după gumița învârtită de 3 ori. Așa, în prima gaură. Și o să iau două gumițe roșii. Și o să trecem. Încă două. Și trecem. Și ultimele două. În total avem trei găuri roșii acum. Așa. 1, 2, 3. Acum o să le coborâm un pic și o să iau o gumiță roșie și o să învârt de 4 ori. Și o să iau 3 gumițe roșii. 3. Și o să scot doar gumița învârtită de 3 ori. De 4 ori, scuze. Așa. Încă 3 gumițe roșii. Și trecem. Și ultimele 3. În total avem 3 găuri cu 3 gumițe. Și acum cu 2 gumițe albe trebuie să unim partea asta de aici cu 3 gumițe și asta care termină în roșu. Și asta care termină în alb. Adică avem prima parte care are 3 gumițe
în fiecare gaură, asta care termină în roșu și asta care termină în alb. Prima care am făcut, nu. Și iau două gumițe albe și trecem astea. Una, două și trei. Așa. Și deja avem o parte făcută. Acum trebuie să scoatem, să întoarcem și să o punem la loc. Cu grijă. Mi-a scăpat aici. Acum trebuie să scoatem tot ce avem și să-l punem invers. Ca să o facem, o să ne ajutăm de o igliță mai mică. Sau altă igliță. Așa. Și acum o să punem pe cealaltă, sau dacă vreți, puteți să începeți să lucrați în asta. Așa. Vă uitați că sunt toate puse. Și deja le avem așa. Acum o să cobor în partea asta, așa, și asta o să o lăsăm aici. Băgăm iglița în gumiță învârtită de 3 ori de la început de tot. Și iau două gumițe roșii. Și trec doar gumița asta învârtită de 3 ori. Încă două. Și trec gumițele roșii. Și acum cu alb. Două albe. Dacă nu aveți alb, puteți să faceți cu gri. Sau dacă vreți cu gri. Și încă două albe. Și atunci avem două găuri roșii și două albe. Acum trebuie să băgăm iglița în partea asta care am făcut acum, în prima gaură. Chiar aia care e după gumița învârtită de 3 ori. Și băgăm iglița așa, în prima gaură, normal. Și iau două gumițe roșii. Și scot doar gaura asta roșie care băgasem înainte. Încă două roșii. Acum trebuie să le coborâm toate și luăm o gumiță roșie și învârtim de 4 ori. Așa. Și iau 3 gumițe. Și trecem doar gumița învârtită de 4 ori. Și încă 3 gumițe. Și trecem. Și în total trebuie să avem 2 găuri. Și acum luăm 2 gumițe roșii. Și trebuie să trecem partea asta cu 3 gumițe, partea asta care termină în roșu și asta care termină în alb. În total 3 părți. 1. 2. Și 3. Așa. Acum o să luăm două gumițe
tre gumițe negre. Și o să unim tot ce avem pe igliță, tot. Cu grijă să nu scape. Avem o parte, avem trei părți în total pe igliță. Așa, trebuie să aveți așa ceva. Și acum mai luăm trei gumițe negre și trecem. Încă trei. Încă trei. Încă trei. Am trei acum, cu asta patru. Mai punem. Patru găuri. Și 5. Acum luăm o gumiță roșie și o să învârtim de 4 ori. Așa. Și iau o gumiță și o dublăm. Așa. Și o să trecem doar gumița învârtită de 4 ori. Ca să ne rămână așa. Și acum să luăm 3 gumițe roșii și o să trecem tot ce avem. Și acum mai iau alt elastic și iar o să fac 4 găuri, 4... și îl învârt de 4 ori. Iau acum două, doar două și trecem tot ce avem. Nu, scuze. Scuze. Acum luăm una, o dublăm și trec doar gumița asta învârtită de 4 ori. Așa. Și acum da, iau doar două gumițe, două roșii, trec tot ce am pe igliță și putem să facem un nod. Iau un elastic, trec. Sau dacă nu, facem nodul direct cu astea două. Fac un nod, scot astea de dedesubt pe deasupra și trag. Și, cum vedeți, rămâne foarte bine. Acum o să punem niște detalii în partea asta neagră. Și iau o gumiță albă. O dublez de două ori. Și o să bag așa. Și o să pun aici. O aranjez un pic. Și următoarea, iau alt elastic alb, îl dublez. Și îl pun aici.
Următoarea. Și încă una, ultima. În total am pus 4. Și deja avem chitara noastră făcută. Și deja am terminat. Mi-a plăcut mult cum a rămas. A rămas foarte bine. Și nu uita, dacă ți-a plăcut, să dai like și să comentezi.